Sunt născut pe 8 decembrie 1961, sunt în zodia Săgetător și mă numesc Eugen Raportoru. Eu să povestesc despre familia mea, că mama, o femeie simplă, a fost dată la școală și pusă odată la colț pe nuci, coiși de nuci, și a fugit și nu s-a mai dus, dar asta nu însemna că nu era o femeie inteligentă. Am crescut sub ochii ei și mă gândeam, mama, dacă făcea teatru, putea să devină o actriță extraordinară, dacă cânta, o cântăreață extraordinară. Bunicul era un lăutar vestit în zonă și cânta la mai multe instrumente și repara foarte multe instrumente. La el era un pelerinaj al lăutarilor care veneau să le repare așa. Bine, a murit în război. Asta e altă problemă, în cel de-al doilea. Nu l-am cunoscut, n-am avut noroc ăsta. Și din partea tatii, ce pot să spun, că nepotul lui, băiatul sorei lui, scriitorul Mircea Ciobanu, care, să nu uităm că multă lume nu știe, el a cochetat cu pictura și sculptura. Și când trebuia să dea la facultate, a avut de ales între artă plastică și literatură. Și a trebuit să aleagă, că de la el am auzit această vorbă care e foarte reală, că doi pepe nu poți să ții într-o mână. Și și-a ales literatura și cred că e un nume. Am rămas fără tată la 14 ani. Sunt un norocos că Dumnezeu mi-a dăruit acest talent al picturii. Am un drum foarte mare de făcut, lung și anevoios, și îmi port crucea. Eu trebuie să-mi povestesc un pic de unde am început. De la 12 ani, frații mei au fost foarte talentați, chiar mai talentați decât mine. Eu i-am copiat. Am fost singurul dintre frați care mi-am văzut de treabă, adică am continuat ceea ce mi-a plăcut la ei și am început să desenez și să pun și culoare, să ceea ce ei nu prea puneau, nu prea avea curaj la culoare, eu am început să pun culoare și să se vadă și un rod. Rod în ce sens? Note la școală și laude de prin vecine, așa că n-aveam încotro, le mai arătam lucrări. Pot să spun că sunt cel mai iubit dintre pământeni. Am avut noroc că am avut vecini care iubeau arta. Am avut pe strada mea erau 3 ateliere de pictură. Lângă mine l-am cunoscut pe meșterul Ion Brodeală. Am trăit la el în casă, am fost ca și copilul lui. Avea o fată, chiar ne jucam împreună, desenam împreună, mâncam la el în casă. Bineînțeles că l-am și ajutat la vitralii în perioada aceea de copilărie, pot să spun, de 14-15 ani. Să vă povestesc o întâmplare. Aveam un prieten, copil de florar, Țigan Boldean. Și desenam împreună, nu pot să spun că ne luam la întrecere, dar lui tata îi plăcea mult mai mult cum lucra, că era un gen perfecționist, făcea floricica floricică, gardul gard, culoarea o punea perfect, era un pic mai perfecționist și eu eram la... Taică, lasă-te că n-ai ce căuta, ce-i pictura asta, ce-i... Și eu m-am plâns meșterului, lui Ion Brodeală. Uite, meștere, ce se întâmplă cu tata. Mă tot spune să mă las, că n-am ce căuta în ceea ce fac. Și am avut norocul că au venit el și soția, spunându-le, poate lucrarea care nu vă place, poate să fie mult mai valoroasă decât ceea ce iubiți voi, ceea ce îi plăcea amicului meu.
De atunci pot să spun că am fost liber în ceea ce am vrut să fac. Tata mi-a dat și bani de culori, mi-a cumpărat culori. În perioada eram și la liceu în Tonița din clasa 5-a, 6-a, 7-a, 8-a. Deci am fost liber și am pictat. Pot să mai povestesc un lucru foarte frumos despre meșterul meu Ion Brodeală. Avea în atelier portretul maestrului Baba. Al cui e portretul? Păi portretul lui Baba. Cum portretul lui Baba? Păi l-am văzut la muzeu. Mai trăiește? Cum să nu, nene? E profesor la institut. Păi și? Păi am văzut lucrările. Păi aș dori să-l cunosc. Cum aș putea să-l cunosc? Și el zâmbind, ironic, un pic, păi te poți duce, nene, la el, spunându-i, eu ți-am văzut lucrările la muzeu, dar tu pe ale mele nu. Zis și făcut, chiar asta am făcut. M-am dus în pantalon scurs cu hoinuță pe mine și mapa plină de lucrări, de-abia o căram. Port tăreasa de la intrare, unde vă duceți? La maestru Baba, e foarte serios, credea că mă și așteaptă. Am urcat pe trepte, pe primele trepte și am întrebat, unde are atelierul, maestru Baba? M-am descurcat foarte bine, am fost îndrumat și am bătut la ușa lui. Și el făcea corectură. Cine ești? El de acolo, îmi pare rău că limit. Eu spun, eu sunt Eugen Raportorul, eu v-am văzut lucrările dumneavoastră, dumneavoastră pe ale mele nu. La care toți studenții, inclusiv el, au răbufnit în râs și mi-a spus să aștept la ușă că o să mă cheme. Mi-a văzut lucrările și mi-a oferit o carte de vizită. Vreau să mai menționez că vorbea nemțește cu studenții despre lucrările mele când le dădea una peste alta. După aceea, dându-mi cartea de vizită, mi-a zis să-l mai caut și eu tot l-am căutat. A fost o întâlnire benefică pentru mine, că și acum sunt bătrân, încă îl visez și mă simt pe lângă el. A fost un individ atât de măreț, cu un zâmbet extraordinar, care acest om nu își deschidea inima oricui, dar odată deschisă, i-o punea în mână. Adică ăsta era maestru Baba. Mă bucur că sunt fratele lui Eugen Raportorul și nu unul dintre ei, suntem mai mulți și mă bucur pentru el că și-a atins ce și-a dorit mai mult în viață, rolul lui de a fi artist. Și iar mă bucur pentru el foarte mult, nu eu, cât și familia mea, pentru cine l-a călăuzit în viață pe drumul lung al lui pietruit. Prima expoziție pe care am făcut-o a fost la 14 ani la cinema, Grivița. M-am dus și eu ca orice copil la un cinematograf și am văzut o expoziție pe niște panouri. Și am întrebat dacă aș putea să expun și eu acolo. Văzându-mi lucrările, m-au acceptat și am expus. Am spart gheața, cum se spune. Mi-am văzut de drum. Eram și la liceu în Tonița. În perioada aceea de adolescență, pot să spun că am luat și premii de la Cântarea României, că așa era atunci. Luam tot timpul premiul întâi pe sector, premiul întâi pe București, dar pe țară nu intram. Am mai întrebat odată pe un membru din comisie, cum, eu iau premiul întâi pe București, dar nu intru pe țară. Că ești cam mic, ai tot timpul înainte. Am avut tot timpul, dar în 2011 am luat premiul cel mare de la Uniunea Artiștilor Plastici. Când am aflat că l-am primit, am plâns. Întâlnirea mea cu Eugen Raportorul, practic, a fost o reîntâlnire. M-am cunoscut îndeaproape cu el după Revoluție, dar nu pot să uit anii când am dat admitere la liceul Nicolae Tonița, liceul de artă Nicolae Tonița din București.
unde în clasa 8-a am audiat cursurile de pregătire. Deci puteam să vin să mă pregătesc în cadrul liceului. Asta se întâmpla prin anii 1977. Surpriza a fost când am ajuns la aceste cursuri de audiență. Am văzut un personaj, un băiat brunet, slăbuț, toți purtam pe vremea aia halate albastre, nu halate albe. Era cel mai talentat din clasa 8-a de atunci a liceului Tonița. Țin minte că studiam cu profesorul Afane Teodorean. E, și acest urgent raportorul mi-a marcat cumva lunile până la examen. Chiar să zic, hai să povestesc așa, mi-era un pic teamă de el, fiindcă era foarte bun, foarte talentat. Eugen Raportorul rămâne un personaj, bine, el a ajuns de fapt un fenomen, nu mai un personaj. Rămâne un personaj cu care de care mi-amintesc cu drag și pe care îl prețuiesc foarte mult, nu numai pentru pictura care o face, ci pentru felul lui de a fi ca om. Am ascultat pe Iona Chițenie, că ne-am cunoscut. Eu nu l-am cunoscut, el m-a cunoscut când a venit la pregătire în Tonița. Vezi, doamne, eram VIP, că mă iubea baba, îmi dădea bani de culori, culori, pânze. Eu am fost lăsat corigent, ca să nu pot da examen la liceu pentru clasa a noua. Al doilea an a trebuit să mă fac bolnav de hepatită cronică, ca să pot da examen, că sunt inapt unui liceu industrial, așa, ca să pot da examen la Tonița. Eu am alergat de unul singur, că mama săraca nu putea, dar m-am descurcat de unul singur. Când am dat examen, m-au trântit. Cu câteva sutimi, pe urmă am aflat că mi-au trântit lucrarea de modelaj. Eu de pictură nu m-am luat. Am continuat un liceu pe care nu l-am terminat niciodată decât într-un târziu, după 20 ceva de ani, asta prin 2005, când am dat și la facultate și am intrat. Dar vreau să spun că toată perioada asta de a mă înscrie la liceu, de a-l termina, era doar cu un gând. De ce mă înscriam oare? Ca să pot termina liceu, să dau la facultate. M-am și însurat, ca această însurătoare, mi-era și rușine să spun prietenilor, artiștilor, că eu la 19 ani sunt însurat, ne eram căsătorit cu acte, am ținut toată problema asta, mariajul ăsta l-am ținut ascuns vreo 2-3 ani până când mi-am luat inima în dinți și am zis, sunt însurat și asta e. Liceul nu-l terminam, tot timpul mă înscriam la seral. Nu mi-a întrerupt visul, dar trebuia să muncesc, să întrețin o casă și mă înscriam tot timpul la seral. Și se întâmpla tot felul de ghinioane, pot să le spun, și trebuia să lipsesc de la școală, că aveam niște lucruri de făcut, bani ciubucuri, că și zugrăveam particular, și ziceam că mi-au scutire și lasă că mă duc și tot timpul eram exmatriculat din cauza absențelor. În perioada aceasta a trebuit să trăiesc, eram pictor de duminică, se poate spune și așa, dar a trebuit să trăiesc și trebuia să mă angajez pe unde apucam. Nu era lumea mea, tot timpul o refuzam, dar acolo am învățat foarte multe lucruri. Școala vieții, am văzut răutăți, bucurii, am trăit tot felul de întâmplări. Chestiile alea cred că m-au călit și cred că se văd și în pictura mea, adică nervozitate, durități. Cum am terminat liceu, atunci am intrat și la facultate. Dar asta s-a întâmplat după vreo 20 de ani. Asta nu mi-a făcut rău, că în perioada asta am cunoscut oameni. M-a călit, cum vine vorba, adică
Intrând la facultate în 2006, eu deja l-am călit, adică îmi doream doar să termin facultatea. Nu mai eram zăpcăucitul de student, să plin de viață, să se ducă, să nu știu ce, să piardă nopți. Eu vroiam doar să pictez, eu iubeam acele trepte ale institutului la care mă gândeam că au călcat o groază de artiști, de maestri, Iser, Resu, Baba, Ciucurencu. Adică eu iubeam acele trepte când le urcam și respectam altfel. Și mi-am văzut de treabă și am terminat și facultatea. Sunt Marcel Lunea, unul din profesorii pe care Eugen Raportoru i-a avut în studenția lui. El a terminat cu mine masterul, chiar în acest atelier. Îmi aduc cu mare plăcere aminte de studenția lui, pentru că consider că este un om răzit artei și dedicat artei. Este cel care ajunge dimineața în atelier și pleacă seara din atelier. Seria destul de importantă de expoziții pe care el le-a făcut, notorietatea pe care deja și-a câștigat-o, cred că vorbește despre el ca artist și ca om în același timp. Eugen a fost un student foarte asidu, aplicat pentru artele vizuale. Îmi amintesc începuturile lui, care nu erau extraordinare. El venea dintr-o lume mai mult a picturii amatoare, dar timp de 5 ani, cât a fost studentul nostru a Universității Naționale de Artă, progresele lui a fost absolut necrezut. Mulți s-au mirat văzându-l după 5 ani pe Eugen Raportoru, un pictor cu oarecare maturitate și pregătit pentru a fi un artist de notorietate, aș putea spune. Expoziții am tot făcut, tot cu gândul că trebuie să fiu în față, adică să nu rămân în urmă. Cred că am peste 30 de expoziții, dar aveam câte o durere în inimă când auzeam așa, șușotind, păcat. Foarte talentat, dar n-are școală. Că e amator, vezi, Doamne. Pictura mea nu era de amator. N-a fost niciodată. Cred eu că a fost ridicat ca ștanță. Am terminat și facultatea, am fost șef de promoție pe toată facultatea, am luat bursă la master. Profesorul meu Bunea, care îl iubesc foarte mult, nu l-a cunoscut pe maestru Baba. Și putea să-l cunoască. N-a vorbit niciodată cu el. Chiar dorea. A fost student când era maestru Baba în școală. N-a avut șansa să-l întâlnească, să stea de vorbă cu el. Eu am avut norocul ăsta. Am avut, în schimb, noroc să-l întâlnesc și pe maestru Bună, pe profesorul Bună. Am avut noroc să-l întâlnesc și pe Mircea Dumitrescu. Am avut noroc să-l cunosc și pe Zamfir Dumitrescu. Despre profesorul meu Bună, eram în școală până în anul 3, când îl întâlneam des pe coridor. Tot timpul îl salutam și el nu răspundea deloc. Și trebuia să dau la master și nu prea știam unde. Dumnezeu să -l ierte pe Chira, nu doream la el, îi luam master. Mai la Lucaci, nu doream la el, că nu mă simțeam în apele mele nici la Lucaci. Și intră pe Mircea Dumitrescu. Nea Mircea, ce fac? Vreau să dau și unde să mă duc? Te duci la Bune. Păi cum să mă duc la Bune? Și am explicat. Nu, te duci la el. Bun. Mi-am luat inima în dinți, mi-am dus proiect. Dictai proiectul de mare. M-a primit.
a început să întaie din proiect, să face așa, drege așa. Titlul nu era bun pentru el. Bun, l-am schimbat și pe acela și am intrat la dânsul. Aveam foarte mare frică. Bineînțeles, respectul era respect, dar frica mult mai mare. Și am dovedit prin muncă, prin seriozitate, dovedit că îmi văd de treabă, am devenit prieten cu el. Adică sunt foarte bun prieten. Și pot să spun că mă mândresc. Tot din școală, un prieten care nu mai e, mi-a fost profesor indirect, dar chiar profesor, chiar mai mult decât bune, că am stat continuu, zi de zi cu el, prieten și frate. Acesta era Marian Maria Magat. Îmi pare rău că s-a prăpădit, culmea, s-a prăpădit la mine în atelier, o durere imensă și acum îmi plânge sufletul în mine că s-a prăpădit un artist un pic neîmplinit pe plan profesional artistic, decât că era asistent la facultate, doar atâta era. Și că a avut un copil. Apropo, eu nu am niciun copil și o durere pentru mine. Am niște vorbe de duh. Pun punctul Magat. Ala Magat. Și de ce nu? Îl pomenesc mereu că mi-a fost un frate, prieten și profesor. Eugen l-am cunoscut prin prietenul nostru, Dumnezeu să o odihnească, Magat. A venit Magat într-o după-amiază, în ziua în care se dăduseră rezultatele admiterii la noi la universitate și îmi zice: haide mă, băiatule, că uite, eu un Eugen Raportorul, ți-am mai zis eu despre el, ți-am mai povestit despre el, că m-a păcălit, că am crezut că e raportor european, dar de fapt ăsta e numele lui, și că dă de băut la Argentin. Ok, îi zic lui Maria Marian, zis Liviu, zis Magat. Hai să mergem. Și acolo îl găsesc pe Eugen, în vervă, un tip mai în vârstă decât noi, care era foarte fericit că în sfârșit a intrat în lumea aceasta declarată artistică. Restul sunt povești. Referitor la titlul expozițiilor, de ce nu, tot așa, lui Magat i-a venit o idee, stând în atelier, pe vremea aia la subsol în Budișteanu, în atelierul lui Eugen. De ce nu? Mai era o altă, să zic, sintagmă, e cam complicat spus, hap după dulap. A mai fost și o perioadă cu hap după dulap, încă la care eu n-am participat, dar asta cu de ce nu, adică, dar de ce nu, niște pictori sau pictori cu sculptori. Fiecare să facă ce-l doare suflet. Și de acolo a rămas cu de ce nu. Asta e al treilea de ce nu de la Sinaia, în care l-am adus pe Magat ca omagiu. Și nu știu acum, lumea poate să spună dacă e o expoziție bună sau rea. Viața mea n-ar fi nimic dacă n-aș avea prieteni. Regret enorm că nu am copii, dar bucuria să rămână lucrările mele în locul copiilor mei care ar fi putut să fie. Mă gândesc tot timpul că familia mea a fost o familie tot timpul numeroasă, adică mă gândesc la frații lui tata, la mama, la frații ei, toți au avut câte 5-8 copii și așa. Inclusiv eu, din frații mei, am 20 de nepoți care mă mândresc cu ei. Eu n-am niciun copil, dar am nepoți care mă iubesc toți și am tablouri. Să dea Dumnezeu ca ele să rămână veșnice, să-mi ducă numele mai departe.
pot iară să nu mi-l amintesc pe meșter, pe Ion Brodeală. Avea soția lui Natalia Brodeală, Moscu, fata lui Alexandru Moscu, profesor la universitate. Avea expoziție la Simeza pentru a intra în Uniune. Natalia Brodeală, Moscu. Și de atunci, văzându-i expoziția, mi-a plăcut foarte mult, și de atunci mi-a rămas în inimă că mi-aș dori și eu să expun la Simeza. Deci, a trebuit să treacă 1000 de ani, să termin facultatea și am făcut prima expoziție de pictor profesionist la Simeza, la care nu mă laud și nu trebuie să nici să fiu modest. Mi-a fost curator Marcel Bunea, Petru Lucaci, la fel, care a și vorbit, și așa, cireașa pe tort, a fost marele actor al nostru, Alexandru Repan, care a vorbit. Cred că a fost un vis împlinit rotund, adică n-am putut să spun nimic. Și am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. Celelalte expoziții au fost și au fost un număr de 30, ce să le mai spun, ce să le mai enumăr. Asta a fost cea mai puternică. Colegul nostru, Eugen Raportoru, nu vrea să creeze o pictură și o artă agreabilă. De când îl știu, este un om profund, pensionat, un om care are ce să se comunice. Și cred că e o dimensiune pe care el o trăiește în mod autentic. Am avut și am în continuare o mare admirație pentru el, pentru că este un om chiar dedicat, în sensul cel mai profund al lucrurilor, artei și a picturii. Și nu pot să vă spun că a lucrat în condiții incredibile de grele. Vă rog să vă credeți. Fără căldură, fără apă, fără... Da? Dar atelierul era plin de lucrări. Ceea ce vedeți aici este un rezultat. Mie mi se pare că este una dintre cele mai bune expoziții din ultimii ani la Simeza. Așa mi se pare, în subiectivitatea mea. Domnilor și domnilor, priviți cu atenție aceste tablouri și în măsura posibilităților dumneavoastră achiziționați-le. Pentru că foarte curând aceste tablouri, în afară de valoarea lor intrinsecă, de valoarea lor artistică în continuă creștere, vor deveni și un fapt documentar. Aici privim un București pe cale de dispariție, uitat în egală măsură de edili și de concetățenii lui, un București tragic, mai puțin nostalgic, deci mai puțin pitoresc, așa cum se vede din pictura domniei sale, este un București tragic, pe care îl vom avea la un moment dat numai în amintiri și în tablourile domniei sale. Te felicit, dragule! Cumpărați tablourile! Iar altă șansă să am noroc să-l întâlnesc pe Marcel Iureș, pe Gelu Colceag, așa, pe Tudor Gheorghe, care era ucenic, el era Barbu Lăutaru, în filmul regizorului Nicolae Oprițescu. Eu eram ucenicul lui și am avut șansa să cunosc și eu ce înseamnă o secundă de filmare, ce înseamnă un echipament, ce înseamnă o echipă puternică. O dimineață începe de la 4 de dimineață la cafea acasă, pe la 6 mă plictisesc, nu mai am ce face, câtă cafea pot să beau, și o iau spre atelier. La atelier încă o cafea, fac, până când îmi intru un rit, dau cu mătura, chiar dacă e măturat, dar mi-a intrat în obișnuință și încet, încet mă apuc de lucru. Că
După aceea, pe la un 10, 11, 12, încep să-mi vină prietenii la mine, unde te vino, un semn de întrebare, dacă nu m-ar fi vizitat nimeni. Deci înseamnă că sunt iubit și vin și se pierde vremea până pe la 7, 8, 2 dimineața, câteodată, dar mai rar, se mai întâmplă să mai și stau acasă cât o zi să-mi revin. De asta mă bucur că sunt pictor, că dacă lucram în fabrică mă dădeau afară. Și ziua la mine e plină tot timpul. De prieteni, de pictură, de muzică, de bârfă, că bârfa face parte din viață, și de dragoste. Sunt în Sinaia, într-o sală extraordinar de frumoasă, Casino Sinaia. Expun pentru a doua oară aici, am mai fost în 2011. Sunt fericit că expun cu Magat și cu sculptorul Mihail Nicolescu, care la fel mi-e și frate și prieten. Tematică, peisaj bucureștean, sunt un împătimit al Bucureștiului, născut, crescut, cum se spune, în Mahala. Bine, Mahala boierească, acum Banu Manta, dar prin anii 60-70 era chiar o poezie ce se întâmpla pe acolo cu locuințele și cu oamenii care erau pe acolo. Este una dintre cele mai mari expuneri de raportor pe care am văzut-o în ultimul timp, s-a întâmplat să fie întotdeauna. Eugen s-a pregătit foarte bine pentru această expunere, foarte serios. În această semnă vedeam, în primul rând, foarte multă muncă și foarte mult raportor. Nu vei găsi nicăieri niciun caz o scădere de ritm, o reducere a intensității picturilor. Nu vom găsi nicio renunțare la tot ce înseamnă pictură la motorul. Cred că aș fi stare să renunțăm aceste criterii date pe care instinctiv, natural și cu mult talent el exersează. O expoziție spune cum stai în acel moment. Și atunci te gândești unde ești și unde trebuie să mergi mai departe. Deci expoziția aceea nu vreau să o comentez, că iară eu nu am fost acolo. Expoziția a existat, chiar au dorit să o mai țină încă 3 săptămâni. Această expoziție de la Stockholm a fost făcută prin Ministerul de Externe. Deci astea, pentru mine, au fost și la Vatican și la Stockholm expoziții fantomă, că nu măcar să fi văzut o imagine, o fotografie, pentru mine inexistente, doar așa, bucuria că ar fi fost acolo. Cum l-am cunoscut pe raportorul la Muzeul Literaturii Române. Acolo, la subsol, era o cramă și pe pereții cramei erau 2 tablouri imense, aproape că acopereau pereții. 2 tablouri cu pastă foarte multă, ce m-a făcut să cred că numai materialele care erau incluse în aceste lucrări costau enorm. La prima vedere era o lucrare pictată nervos, o lucrare sovaj, să spun așa. M-am interesat cine este autorul. Și era interesant că toată această lucrare, care părea foarte abstractă, părea un univers indecis, cu cât întârziai mai mult cu ochiul pe ea, formele se recompuneau și începea să fie un peisaj citadin aproape în mișcare. După un timp mi-a fost prezentat, tot acolo, la o masă, dom'le, uite raportorul care îl tot cauți. Am stat puțin de vorbă cu el și am mers împreună cu el la atelier la el. Aici am rămas uluit, am văzut un adevărat univers, un univers citadin, că în asta este specializat și, cum am spuneau, cu lucrări dinamice care se recompuneau pe măsură ce gradul de atenție sporea. Ca orice artist important, raportorul, pe lângă marele talent care îl are, este un om foarte modest și putem spune chiar timid. Este un băiat generos care, din păcate, zic eu, din păcate, poate s-a născut în niște vremuri în care artistul nu își ocupă locul în ierarhia socială.
artistul încă mai bâjbuie prin societate, încă își caută locul. Este păcat. Suntem o țară care avem o capacitate mare de a da artiști, dar cred că trebuie să ne și îngrijim de ei. Să-i popularizăm, să-i respectăm, să avem grijă și de veniturile lor, pentru că o să recomand, spun om, ca un mare talent și să aibă niște tenis rupți în picioare. Cred că într-o zi ne va veni mintea și vom așeza pe fiecare acolo unde este locul lui. Altfel riscăm să rămânem fără ei. Cam acesta este raportorul. Pictura mea, eu cred că e gravă, se simte o revoltă, revolta care de fapt e în mine, o exprim acolo, pe lucrări. Despre peisajul meu, am exclus tot timpul elementele secolului 21, nebunia mașinilor, nebunia aglomerației. Peisajul am încercat să-l fac acest citadin, am încercat să devină ca și un portret, adică doar el să existe. Cred că nu trebuie să aducă elemente din era care o trăim, din perioada în care o trăiesc, ca să fiu contemporan. Nu, contemporan sunt prin simplu fapt că exist. Pictura mea gândesc să fie pe cromatică compozițională, pe expresie. Meșterul meu e un Brodeală, mă duceam în fiecare zi aproape la el cu lucrări sub braț, cu așa, și mai îmi făcea corecturi. Vezi, nene, acolo ar trebui verdele ăla, ar trebui un pic omorât sau mai luminat sau mai... Și o tăceam, eu nu vedeam verdele, nu vedeam rozurile, sunt daltonist. Sunt și chior, sunt și daltonist și Dumnezeu mi-a dat talent să pictez. Toată lumea se întreabă cum pun culorile, cum le aranjez, cum le combin, cum le armonizez. Eu dacă observ ceva, mă deranjează. Adică dacă e o culoare țipătoare, o culoare care nu stă la locul ei, imediat instinctul mă duce și o rad și pun altceva. Și am o paletă foarte ordonată, adică aș putea picta la paleta mea cu ochii închiși, că știu că acolo am galbenul, acolo am ocru, acolo am umbră, acolo am un albastru și acolo am un negru. Culmea, de vreo 2-3 ani de zile am început să devin chiar obraznic, să pun rozuri, să pun violaceuri, ceea ce nu puneam înainte, eram foarte cu minte, cromatic. Eu, spiritual, mă simt un pictor deformat de școală românească. Raportorul a avut o ucenicie îndelungată, dar a beneficiat de supravegherea unor artiști de primă mărime, ca Mihai Cizmaru, Vladimir Zanfirescu, chiar și maestru Corneliu Baba. A fost în jurul lor și a învățat foarte mult. De altfel, personal, consider că la ora actuală este unul dintre pictorii de cea mai mare calitate din generația tânără, aș putea spune, după finalizarea Facultății de Pictură a Universității de Artă. Expoziția de la Simeza a fost un regal în privința aceasta, o expoziție care poate nu s-a beneficiat de cumpărători, pentru că majoritatea cumpărătorilor încep să devină mai degrabă apropiați unor valori culturale ori exterioare, ori asupra unor valori care nu fac parte școlii noastre de pictură. La raportorul se poate urmări și se poate vedea materia picturală cu care lucrează. O găsesc că este pe aceeași linie pe care a lucrat Pătrașcu, la fel ca și Lucian, ca și mari artiști interbelici. Am mari speranțe în raportorul și cred că seriozitatea și cu prietenia cu care el se va apropia de iubirea față de această pictură va ajunge la rezultate extraordinare în cultura noastră națională.
totuși nu mă simt împlinit. Adică drumul meu încă nu e doar atât, că am terminat facultatea și că am atelier. Nu, din punct de vedere pictural, eu încă sunt pe un drum, să nu rămân pe o linie. Vreau să duc această pictura mea, care o fac, care e acum un... Vreau să duc spre abstract. Adică, dar aceste lucruri nu se fac peste noapte, vreau o cărămidă peste cărămidă. Acum mi-aș dori, mi-am împlinit un vis și dacă nu tinzi ceva un pic mai mult, înseamnă că te-ai plafonat. Vreau acum în străinătate și nu în orice centru cultural român sau nu, într-o galerie profesionistă. Îmi doresc această expoziție și credeți-mă că dacă îmi doresc ceva, chiar dacă mai durează, mie mi se întâmplă. Că vreau. Când vrei un lucru, ți se va întâmpla. Numai să vrei. Aș mai dori să mulțumesc unui suflet drag al meu, care a fost mama, care ea a fost singura care avea încredere în mine, prezentându-mă prietenelor ei, băiatul meu e pictor, numai în sufletul meu știam că eu încă nu sunt un artist desăvârșit sau un artist cu nume, pentru că nu aveam școală. Mă simțeam încă amator. Acum aș dori să-i mulțumesc mamei, să-i spun, mamă, astăzi sunt pictor. Îți mulțumesc!